Bam, bam, bam! Bine ați venit la Bravo Skin, ediția Stumble Guys! Astăzi am adus 5 persoane, printre care se afla și copilul toxic, Darusel 2012, iar aceștia și-au ales câte 3 skin-uri diferite, pe care ei le-au considerat cele mai potrivite pentru acest concurs, iar câștigătorul a primit cerere de prietenie și am dat 1v1 cu el chiar în acest videoclip. Nu mai stăm mult la discuții, follow pe Instagram, primul link în descriere de la Eneba pentru cele mai ieftine jocuri și like-uri multe dacă vreți să continuăm seria chiar și cu voi, aveți link în descriere de la Discord. Vizionare plăcută! A fost corect, tu ne dai note la skin, nu știu avea cel mai urât skin. Bă, ce? Are dreptate, dar bă, cum să aibă, bă, dreptate, bă, că am dat note foarte bine, cum adică ce skin am? Păi e normal că sunt prezentator. 5 participanți care și că ei se cred că sunt foarte buni la a se îmbrăca cu skin-uri cu toate astea. Ediția aceasta este ediția orice skin, adică orice skin au băieții, poți să joci cu absolut orice. Și hai să vedem prezentarea la băieții ăștia. Ăsta de aici din stânga, cine ești? Hai să vedem cine ești tu. Edi parcă? Ok, deci ăsta e Edi, ăsta e El Primo din Brawl Stars. El Primo! Cine ești tu? Eu sunt Sonic. Sonic, ăsta cine e? Mireasa asta? Mugurel, ăsta este? Iepurilă, cine ești? Cine ești, Iepurilă? Capibara, am zis. Bă, pe tu ești iepure, cum să fii capibara? Și tu ăsta cred că e cel mai toxic copil din lume, Darusel, nu știu ce caută și aici. Bă, Darusel, spune și mie, spune-le și tu la băieți, de ce ai venit tu astăzi la Bravo Skin? Ce vrei să demonstrezi? Crezi tu că ești cel mai bine îmbrăcat aici? Da, și sunt bogat. Bun, deci știți și voi, 3 skin-uri diferite, Darusel, dacă numește așa toxic ar fi bine, măcar episodul acesta. Și 3 skin-uri diferite și să vedem care câștigă. Deci dacă unul câștigă 2 runde, a câștigat tot. Dacă sunt 3 persoane diferite care câștigă câte o rundă, după alea 3 persoane vă bateți voi, cum ar veni, vă puneți câte 3, vă alegeți un skin, unul dintre voi iese, după ajunge final la 2 persoane, cel la care câștigă o să dea 1v1 cu mine și o să primească cerere de prietenie de la mine. Ce spuneți? Sper să nu primești tu, Darusele. Băieți, ce credeți că va câștiga Darusele? Credeți că va câștiga Darusele? Nu, Darusele e slab, Darusele. Ok, e slab, hai să vedem acum. Slab. Dar fiți atenți, băieți, dacă cei care vă uitați la clip, dacă facem 100 de like-uri, facem și partea a doua cu alte chestii, adică facem cu, nu știu, cu, vedem cu ce facem, scriți voi acolo cu ce vrei să facem următoarea ediție. Aici e cu toate skin-urile, dar puteți să ziceți voi cu ce putem să facem, cu legendare sau cu ce vreți voi. Bun, hai să începem, domnule, să începem, mă, să începem de la Darusele sau de la Edi? De la tine, bine, hai că începem de la Edi. Deci fii atent, Edi, bă, cum se numește skin-ul ăsta, că habar n-am, nu știu, fă tu o prezentare, că eu nu știu cum se numește skin-urile astea, bine, dar pe-al doresc să le știu cum se numește. Se numește La mine se numește Rain Rider. Rain Rider, ok. Bă, e interesant cum se mișcă asta, bă, dar o să taci odată că cine știe ce se întâmplă pe aici cu tine, nu vreau să zic ce se poate întâmpla. Fiți atenți, bă, skin-ul acesta mi se pare unul interesant, adică ai și hoverboard-ul ăsta care e multicolor, așa, nu știu, e super tare, arată bine, dar nu știu ce să zic, așa e skin-ul normal sau sunt mai multe chestii la skin-ul acesta? La schimba culoarea. Ai schimbat culoarea, ok. Bă, e interesant, ești multicolor, tot de fapt, nu doar hoverboard-ul arată decent. Din ce, nu știu ce să zic mai mult de atât, dar cred că îți dau nota 8, sincer, nu știu, 7.50, îți dau 7.50. Acum hai să trecem și la al doilea, El Primo. Ăsta ești Sonic. Bun, bă, Sonic, nu știu ce să zic, așa e skin-ul normal. Nu, am pus o culoare albastră. Bă, dar eu se repede, acum de aici. Are și o capă în spate, ok. Bă, vezi că e interesant, e mai interesant cu albastru, cred că, față de el normal de pe Brawl Stars, cum arăta El Primo. Dar, bă, nu știu ce să zic, cred că e mai mișto ăsta din stânga, cred. Adică să-și da nota 7, sincer, pe lângă acesta. Okay. Eu zic că ești mai, na, nu știu ce să zic, sper că nu te super. Dar hai să trecem și la a treia persoană. Bă, spune și mie, istoria, de ce ți-ai ales skin-ul acesta de mireasă de asta, mireasă de asta bântuită, habar n-am, nu știu ce. Este perfect pentru Halloween. Păi da, bă, dar noi nu suntem la ediția de Halloween aici, ce faci tu cu astea? E skin-ul, bine, dar vei să-ți păstrez skin-uri și la ediția de Halloween. Ce vrei, Darius, să le cam mă disperi? Cum n-am mă schimb? Păi eu acum mi-am pus skin de prezentator, nu de altceva, că puteam să vin și eu cu cel mai șmecher skin pe care tu nici cu hack nu l-ai, Darusele. Ce, mă? Vezi că skin-ul lui Rafael e mai șmecher decât al tău. Chiar, chiar, mai șmecher. Are cămașă roz, mi se vede burtă, sunt un barosan. Bun, hai să trecem mai departe, la capibara, da, e un iepuraj, nu știu, spune și mie, de ce nu ți-ai ales skin-ul de capibara și ți-l-ai ales pe cel de iepuraj, dacă te cheamă capibara? E sărăcie și n-are bani. Bă, dar la tine nimeni n-are bani, de unde știi, bă, tu, Darusele, că tu ești ăla care joacă cu hack și tu zici de restul că n-au bani. Gata, bă, gata, nu mă mai dați mă pumn. Bă, Darusele, lasă-l o dată, gata.
asta bun. Hai capibara, spune-mi ce te-ai făcut, ce te-a făcut pe tine să alegi acest skin? Mi-a plăcut. Bă, skin-ul e interesant, dar sincer să fiu, bă, dar stai că nu i-am dat lui ăsta notă, nu i-am dat la mireasă notă. La mireasă față de El Primo, nu știu ce să zic. Cred că aceeași notă cu El Primo, sincer, 7 la amândoi. Deci ăsta are 7.57. Acum ăsta nu știu ce să zic de iepurașul ăsta, că bun, deci am dat nota 7 și spune tu capibara acum care este istoria acestui skin? De ce ți-ai ales skin-ul acesta? Crezi tu că o să câștigi și tu astăzi cu acest skin? Sunt DJ, uite-te la dansul meu. Păi DJ-ul dansează, mă, sau DJ-ul mixează? Bă, Darusele, nu mai da bani, nu mai fi așa de toxic, Darusele, că poate pun pe băieții ăștia să fie toți pe tine și o să fie 4v1 și poate vin și eu 5v1 și nu mai scap de noi. Ia uite, vezi, deja încep și ăștia să dea pumni, gata, hai să trecem la Darusel. Dar înainte de toate, nu știu, să-ți dau o notă, nu știu ce notă ți-aș da ție. Ăstuia i-am dat 7.50, la ăștia doi le-am dat 7, dar ție nu știu ce ți-aș da, că nu știu dacă pot să-ți dau mai mare decât al lor. Hai că-ți dau, că îmi place hanorocul ăsta la spate, cum arată chestiile astea. Hai că-ți dau un 7.30, îți dau un 7.30, adică până acum, dar Darusel s-ar putea să aibă șanse să fie în finală cu acesta, cu riderul ăsta, nu mai știu cum îl cheamă, dar Darusel, stai și tu puțin pe loc, că vreau să-mi zici și tu de ce ți-ai ales skin-ul acesta. Din toate skin-urile pe care le-ai tu la hack, de ce l-ai ales doar pe ăsta? Pentru că skin-ul ăsta înseamnă natură, înseamnă universul, înseamnă că Dumnezeu există. Bă, vezi că ai avut o poveste interesantă totuși, dar nu știu ce să zic dacă e un skin maker. Bă, băieți, fiți atenți și fete, cei care vă uitați la acest skin, scrieți acolo în comentarii ce note le-ați dat voi la skin-urile ăsta, cine credeți că ar câștiga runda aceasta, runda viitoare și tot așa. Bă, dar eu nu știu ce notă să-ți dau. Cred că totuși, față de ăsta, ia, pune-te lângă ăsta, ia, dați-vă voi la o parte, dați-vă la o parte și pune-te lângă riderul ăsta. Deci asta e finala din runda aceasta, nu știu ce să zic mai mult de atât, adică, bun, hai să-i luăm pe rând. Bă, ăsta din jumate, Sonic, El Primo, spune, care ți se pare ție mai mișto din astea două, alu Darusel sau alu Eddie? Alu Eddie. Deci alu Eddie, următorul capibara, spune tu, ce, cu cine ți, cu cine, cine crezi că ar câștiga? Eu nu știu ce notă să-i dau lui Darusel. Alu Eddie, și Mugurel nu mai contează, de ce Eddie câștigătorul? Eddie, Mugurel, tot Eddie, ok, bă, Darusel, văd că, nu știu, probabil, nu te mai șmecher, dar băieții nu obțin cu tine, că ești prea toxic, deci trebuie să-ți reglementezi comportamentul, Darusel, că ești prea toxic. Și băieții vezi că nu prea te vor, nu prea, nu-ți pasă? Sunteți cu toți niște nubi, nu o să mă prindeți niciodată. Bun, am revenit și cu runda a doua, nu știu care sunteți, că nu v-am numele activat, dar ăsta din stânga, ea vorbește, spune care e faza cu skin-ul ăsta al tău. Bă, să știi că arată chiar bine, Captain No Hurt sau cum, nu, e ăla de gold. Da, Gold sau nu mai știu cum se chema, așa. Ok, și de ce ai ales skin-ul acesta? Skin-ul acesta l-am ales pentru că este un pirat, are o sabie, uite, dacă vezi. Bă, da, o văd acolo, e, da, bă, mamă, vezi că e mișto. Sincer, ți-aș da nota 8.50, îți dau sensei-ul ăsta, sensei-ul, bă, tu ce ai de spus, ăsta cred că e capibara. Da, îl știu, din episodul de școala de toxic, bine, că ai, măcar aici nu prea e toxic, așa, în fine. Pune și tu, capibara, care e faza cu acest skin? Deci, ți-ai ales skin-ul acesta, că-l purci și în scoarea de toxic sau de ce? Că place. Față de acesta, nu mi se pare mai wow, deci ți-aș da nota 7. Ăsta, sincer, ăsta roșu, nu știu care ești, dar pe lângă astea, să știi că, de fapt, pe lângă sensei... Sonic. Nu știu ce să zic. Hai că-ți dau un 7. Îți dau tot un 7, tot un 7. Ăsta, banana asta, bă, ce skin e ăsta? Banana și mai cum îl cheamă? Este super banana. Mamă, ăsta e Darusel. Eu sunt un super erou și eu sunt liderul toxicilor. Cam da, eu sunt aici să fac toți oamenii să fie toxici. Păi tu, pe tine n-am cum să fac toxic, că tu ești un noob. Da, o idee, o poveste foarte proastă, dar Darusel e nota 4, pleacă de aici. Următorul, cine e mă ăsta? Ok, da, Eddie. Bă, sincer, skin-ul acesta de Apocalypse, parcă așa se numește, pe mine mă cam speria, da. Adică nu-mi place, nu prea îmi place skin-ul acesta, sincer. Deci, sincer să zic, runda aceasta, câștigătorul este capitanul ăsta de gold. Yeah! Mă împaci, mă enervează! Bă, dar Excel ești cam slabă. Darusel, ce-ți trebuie mai râs de mine, că ai nota 4. Ce slab ești, Darusel. Bă, stai puțin, cine a câștigat prima rundă, că nu mai știu, cine câștigase? Eu! Bă, Darusel, pleacă de aici. Eu, Eddie. Cine a câștigat? Eddie? Și runda asta a câștigat tot el? Nu, eu. Ok. E interesant, că dacă câștigat tot Eddie, însemna că el deja câștigase tot meciul și dădea 1v1 cu mine și primea ad. Dar dacă suntem 3 cu 1 punct, ce se întâmplă? Păi vă pun, vă alegeți tot așa încă un skin și alea 3 persoane să se dueleze și o să dea note toată lumea care stă pe margine. Cei pierzători dau note și tot așa. Bun, și am revenit.
veni și cu runda 3, runda finală, bă, fiți atenți. Deci Mugurelu și cu Edi au câte un punct fiecare. Dacă unul dintre ei câștigă, o să câștige cererea de prietenie și 1v1 cu mine, pe care o să-l dăm chiar astăzi pe acest episod și o să facem noi galeria curând. Chiar sunt curios cu care cine țineți, dacă țineți cu mine sau cu Edi sau cu cine câștigă, habar n-am. Dar hai să vedem totuși că cine știe, poate câștigă Sonic sau Dariusel sau Capibara și o să fie egalitate și după să ajung la runde extra. Dar dacă să ajunge la runde extra, nu știu dacă o să mai ajungă la 1v1, că o să dureze prea mult, dar hai să vedem. Ăsta din dreapta de tot. Bă, vedeți că aveți skin-uri chiar mișto față de rundele trecute. Runda finală chiar v-ați pregătit foarte bine. Skin-ul acesta îmi place, nu știu, spune-mi de ce ți-ai ales skin-ul acesta. Păi, mi l-am ales deoarece e făcut din aur. E făcut din aur. E o banană învelită cu foițe de aur. Vedem că mai e și ăsta de aur tot aici. Bă, vezi că e interesant skin-ul acesta, îmi place. Dar dacă mă uit așa, dacă mă uit așa în general, să vă zic, hai să le iau pe toate la rând, că nu mai stau pe rând, să vă zic. Sincer, ce să vă zic eu, că îmi plac, bă, dar și ăsta e mișto, mă, ăsta cred că e Dariusel, nu știu, așa pare. Da, bă, normal că Dariusel, cine ar putea să aibă skin-ul ăsta așa cu fața asta de handicapat? Cine ar putea să aibă fața asta de handicapat, pe bune? Dar ce să zic, sincer, dacă mă uit așa bine, aș putea să zic de ăsta că am și eu skin-ul acesta care ar putea să fie câștigător. Dar, sincer să vă zic, cred că aș merge pe Inferno Dragon-ul ăsta că ar câștiga runda aceasta. Nu știu cine e. Cine ești, Inferno Dragon? Ia spune-mi, arată-mi identitatea, că nu sară, nu vă numele. Sunt Mugurel. Ah, Mugurel, Mugurel, bă, nu știu ce să zic. Cred că Mugurel a câștigat, dar, bă, nu știu ce să zic, că și skin-ul Dariusel e tare. Sincer, ultimul loc ar fi acesta de Pumpkin, după ar fi Dariusel, după Golden Banana sau Gridiron, nu știu. Hai să aleg pe Golden Banana, care ar fi pe locul 2. Totuși am eu Gridiron și de-aia zic eu așa, probabil. Hai că aleg Golden Banana pe locul 2 și locul în Inferno Dragon. Deci Mugurel a câștigat. Păi, ia să-l vă, e al doilea meci câștigat de Mugurel sau? Da. Da, opa, da. Deci Mugurele, fiți atenți, băieți, că Mugurele a câștigat două runde, nu mai ajungem la altă rundă, adică nu sunt runde bonus, deci Mugurele a câștigat cerere de prietenie de la mine și 1v1 pe acest episod și, băieți, spuneți repede cu cine țineți, cu mine sau cu Mugurele la 1v1? Mugurel, cu Mugurel. N-am câștigat eu. N-am câștigat mai niciun Sonic. Bă, runda, cine câștigă Mugurel acum? Cine credeți că o să câștige, eu sau Mugurel? Mugurel. 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 Tu vii cu skin-ul ăla. Bă, Mugurele, am văzut că băi, țin cu tine, nu prea țin cu mine, nu știu de ce, dar, bă, într-un fel, e ok, să ține cu abonatul, să ține cu abonatul. Ce ai zis, Dariusele? Mă, Dariusele, ce vorbești mă acolo? Cum adică, ce, cum adică vă dau note? Băi, dar cine crezi că vă dă note? Hai, Mugurel. Că tu le dai cele mai proaste, că tu ești un prost. Bă, Dariusele, poate te scoatem de aici. Bă, băieți, îi dăm kick-ul Dariusele sau ce facem? Ai, Mugurel. Mugurele. Dă-i kick-ul Dariusele, da. Dă-i kick-ul Dariusele. Dau kick-ul Dariusele. Da. Dariusele, vrei kick? Mugurele, băieți, am încredere în tine. Scrieți voi acolo în comentarii dacă Dariusele merită kick sau nu, că nu știu ce să zic, dar Mugurele, fii atent. Eu zic atent că merită. Atent că nu-ți dau niciun emote. Fără emote îți dau. Păi eu n-am emote, da, normal, că mă, e bine să nu joci emote. Bă, ce mai vrei, bă, Dariusele, vrei, bă, pe bune că îți dau kick, dacă mai vorbești, Dariusele, îți dau kick. Doar adevărul. Dar momentan nu o ducem bine, Mugurel, văd că se ține bine pe picioare aici. Are și skin-ul frumos și drept, sincer, din toate skin-urile ăsta mi se pare cel mai bun din toate rundele. Mamă, nu. Ce nab ești? Bravo, Mugurele, bravo, ai câștigat tot meciul, ai câștigat și ăla, ai câștigat și contra mine, nu știu, ai câștigat 2-2-1, aș putea spune că ai câștigat, dar na. Bravo, Mugurel. Am primit astfel. Mugurelul 0, ai primit cerere de prietenie, ai câștigat toate rundele, felicitări, bravo, băieți, ce puteți să-i spuneți un Mugurelul voi astăzi? Că e bun, da, ai avut noroc. Bă, nu vreau să zic că... Nu trebuie să zic skin-uri. Da, ca de obicei, Dariusel, n-avem ce să-i facem, nu, Dariusel, Dariusel, cred că-ți dau bani acum, ia stai puțin. Cam asta zic, Dariusel, moment. Discone, gata, l-am scos pe Dariusel, cam asta a fost, băieții, nu știu, spuneți voi acolo în comentarii, cine credeți că a avut skin-ul mai bun, cine putea să câștige astăzi, cine credeți voi că ar fi meritat să câștige, da, eu, bă, cred că eu meritam să câștig, sincer, adică avem cel mai frumos skin, nu-i așa? Nu, tu ai avut cel mai urât skin, cu skin-ul ăla urât, uite-te puțin la skin-ul tău. Pe bune acum. Păi, e de nab. Rafaele, bă, dar n-a fost corect. Tu ne dai note la skin, nu știu avea cine m-a râs. Bă, ce mă, Dariusele, bă? Nu știi să dai note și de ce te păcăzi? Are dreptate, are dreptate, Dariusele. Bă, cum să aibă, bă, dreptate, bă, că am dat note foarte bine, cum adică ce skin am. Păi eu normal că sunt prezentator, bă. Rafael,